Rafturile farmaciilor sunt pline cu tot felul de pastile pentru slăbit, la fel și multe site-uri. Cu un simplu clip, comanzi pastilele care, potrivit reclamei, te pot face să arăți ca un fotomodel, dar care te pot trimite direct la spital. Am mare atenție la anumite pastile de pe piață. În ultima perioadă au început produse chinezești să apară, contrafăcute, care conțin multe amfetamine, care dau și dependență, tulburări psihiatrice, tulburări cardiace, tulburări gastrointestinale. Dovada că anumite pastile, precum și ceaiurile de slăbit, reprezintă un real pericol pentru viața consumatorilor, stă și în mărturia celor pățiți. Am încercat odată, dar cură bazată pe legume, fructe, dar nu... Pe pastile? Nu. De ce? Nici n-aș face. De ce n-ați face? Pentru că sunt dască și am văzut eleve leșinând în cancer, în clasă și așa mai departe. Din cauza pastilor de slăbit? Da. Nu. De ce? Nici pastile, nici ceaiuri, nimica. Medicii recomandă așadar celor care vor să scape de kilogramele, în plus alte metode de slăbit. Cel mai sănătos este să slăbim armonios cu o mișcare zilnică 40 de minute în fiecare zi. Consumăm legume și fructe proaspete, salată,